Zeci de ani râul ce traversează Baia Mare a fost poluat de unitățile cu profil minier și nimeni nu credea că lucrurile se vor schimba, nici măcar după ce industria care a ridicat acest județ a dispărut. Dar iată că apar dovezi că ceva se schimbă în ceea ce privește calitatea apei din Săsar. Și aici ne referim la păsări și animale care și-au găsit adăpost chiar și temporar pe cursul Băii Mărean. Rațele sălbatice ce rămân pe Săsar și iarna nu mai surprind pe nimeni. O rață mandarină a impresionat însă trecătorii în urmă cu două luni și datorită faptului că a ales Săsarul ca adăpost, dar și pentru că este specifică Asiei. Iată că acum un alt exemplar s-a ciuat pe Săsar. Este vorba de un castor breb care se pare că îi place la noi. Situația este cu atât mai interesantă cu cât castorii au dispărut din Maramureș cu circa 120 de ani în urmă. Castorul este un mamifer rozător semiacvatic care a făcut parte din fauna Europei de Nord, Europei Centrale, putând fi întâlnit până în China și Mongolia. În jurul anilor 1900, în România nu mai existau exemplare de castor, el fiind vânat masiv pentru calitatea blănii. A fost reintrodus în fauna țării noastre între anii 1998 și 2003 în cadrul unui proiect. A fost reintrodus pe cursul râurilor Mureș Ialomița. În 2011 au fost identificate exemplare de castor și în delta Dunării. Valeria Mic afirmă că dispersia s-a făcut pe cale naturală. Se ia în considerare varianta că exemplarul ar fi ajuns în Săsar din zona râului Mureș sau a afluenților acestuia, dar mai degrabă din zona Ungariei, de unde de asemenea sunt întâlniți și este mai aproape de Maramureș. Cât despre supraviețuirea acestuia în poluatul Săsar... Probabil că este o prezență accidentală, dar râul Săsar a fost reabilitat și probabil că poluarea a dispărut, găsind un areal propice, fiind un râu nu mare, fiind de mediu. Baia Mare nu este singurul din Maramureș unde castorii și-au făcut simțită prezența. Din punctul de vedere al gestionarului faunei cinegetice, pot să vă spun chiar oficial, din surse foarte sigure ale angajaților noștri, că s-a semnalat prezența castorului atât pe râul Someș cât și pe râul Răpuș. Am primit informații foarte sigure și foarte clare de la angajații noștri. A fost semnalată prezența castorului atât vizuală cât și prin urmele fizice lăsate de aceștia, prin vegetația secționată în stilul caracteristic pe care îl are castorul în retezarea acelor tulpini. Castorul este mamifer semiacvatic, este considerat un inginer al construcțiilor după felul în care reușesc să facă baraje din resturi de copaci și vegetație. În România este protejat.